Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Înainte de a începe, nu uitați să mergeți pe primul link din descriere unde aveți canalul meu secundar, să vă abonați și acolo să ne strângem 10.000 de pandalini. Astăzi este un episod foarte interesant pentru că vom avea parte de multe diamante. Mai exact, de fiecare dată când ne vom uita la un bloc se va transforma în diamant. Săteam așa cu ținta în sus ca să nu se întâmple chestia asta și ia uitați ce se întâmplă acum. Uite, deja toată harta o fac de diamante. leu. Problema este că nu știu cum ajung să le sparg. Pentru că mie îmi trebuie practic niște iron ca să sparg aceste diamante. Dacă o să mă uit la iron, o să se facă diamant instant. Deci nu știu dacă am vreo șansă. Nu cred că am nicio șansă. Și planul meu este să vedem cât de repede reușesc să ajung full diamond. Doar că... Cred că o să am nevoie de un pickaxe neapărat. Uite acolo niște iron. Dacă mă duc la el să-l sparg. Opa! Mă lasă să sparg aer. O, nu. Ok, deci aparent cumva poți să spargi aer, nu? Deci posibil să se poată. Hai să vedem. Putem sparge... Ok, ok, ok. Putem sparge și lemn. Asta e foarte bine. Doamne ajută. Nu uitați să dați și un like acestui episod să vedem dacă vă plac acest, aceste moduri. Aaa, ăla, ăla, mi s-a făcut, bă. Ta, e greu, va fi foarte greu să ajungem să minăm niște iron. Și bineînțeles ne trebuie și o grămadă de cobblestone. Asta să nu se transforme și ea, bă. Aoleu. Bun, ne facem așa. Ne facem un pickaxe. Și e suficient momentan. Pe asta o lăsăm aici, doamne ajută. Îmi trebuie, uite acolo, o să iau niște cobblestone. O, deja o nebunie lumea. Mai încolo, pe la sfârșitul episodului, o să mă pun... Opa, opa, uite că merge. O să mă pun și pe creative să vedeți cam cum arată din perspectiva aia. Să vedeți ce se întâmplă, pentru că eu am testat așa un pic. Efectiv, umpli lumea de diamante. De la o distanță enormă. Aparent, uite că chiar funcționează, bă am luat? 9, 10. Uh, mai trebuie un pic, mai trebuie câteva, că trebuie și de un furnal și de un pickaxe. Uite, bă, că chiar, opa, acolo nu mai e cobal Nu mă așteptam să funcționeze, deci foarte tare. Bun, 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 deja, cu... v-ar Va plăcea, băi, o lume de genul ăsta? Ok, am reușit să nu fac și crafting table-ul ăsta. Am făcut un furnal. Acum mai facem un pickaxe și suntem bine, băi, momentan. Mai trebuie să spargem A, ne trebuie și niște căul, dar... Am văzut niște căl parca Bine, cred că putem lua lemn mai ușor, sincer. Uite aici o bucățică de căl oare o putem lua? Trebuie să spargem așa cumva mai pe margine, nu știu cum să vei... A, n-am reușit să iau pe aia. Bun, 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 bun. Am reușit să iau niște iron. Ok, nu știu cum ajung la celălalt. Fără să sparg, să distrug tot. Ok, ok, ok. Merge treaba. Bine, am luat ceva iron. Cred că e și suficient, de fapt. Uh, și cred că e, poate e suficient și acel, acea bucată de coal pe care am luat-o. Olu, oh, loc, nu mai pot nici să merg. Prea multe diamante. Bun, să vedem, să avem grijă aici. Bun, perfect. A, dar nu asta trebuia să fac, bă. să-mi pun furnalul. Să-l pun și pe ăsta. Hai mă, lăsați-mă un pic să construiesc. Bun, îl pun și pe ăsta aici. Pam, pam. Și nu știu, a, avem și lemn, nu avem și lemn, deci ok. Este suficient. Până atunci ce să mai fac eu niște diamante, că nu cred că avem destule, ce ziceți voi. Da, cred că o să-mi ia 20 de secunde maxim să mă fac full diamond. Gândiți-vă că un bloc de ăsta înseamnă 9 diamante. Vedeți, nu se fac blocurile chiar de fiecare dată. Uite, mă uit la un bloc și nu merge. Dacă mă dau față spate cumva... Uite, uite, gata, a funcționat. Bun, avem două, cred că ne trebuie trei dacă nu mă înșel. O stai că ne trebuia și stick și nu mai avem stick-uri, deci lemnul ne trebuie, bă. Ok, și facem un pickaxe de iron. Uite, bă, că am ajuns foarte repede să avem ce ne trebuie. Și ce să mai zic? Dă, să put acum. Vreau să vă mai arăt încă o chestie foarte tare după ce minăm diamantele astea. Cred că, că e suficient deja. Avem doar 36. Bine, de fapt nu cred că e suficient. Trebuie să mai spargă câteva. Armura știu că necesită foarte multe diamanturi, diamanturile, bun, avem un stack, avem 63, nu e chiar un stack, dar înțelegeți voi, și haideți să începem, mai întâi cu armurica, bineînțeles, pam, pam, ce mai trebuie, ce mai trebuie, căscuța și ăstea, bun, hai să, nu, ăsta de fapt îmi trebuie să mai minez niște diamante, restul nu mai am nevoie de ele. Bun. Acum începem cu o săbiuță. După care le, încerc să le fac pe rând, bă. Nu mai am? A, nu mai am. n am stick bă. Deci tot întrebe lemne, mă. Bă, o fiu de diamante, dar tot întrebe lemne, mă. Nu pot să cred așa ceva. Dar noi bai lemne, cred că putem lua... A, de fapt, bă, nu, că înainte mi s-a făcut și copacul de diamant, bă. Deci nu e obligatoriu. Ia uite. Bă, acum nu se mai face. What? Știu că înainte doar mi s-a făcut și copacul de diamond, deci uite. deci se poate să facem absolut orice bloc. După aia o să fac și furnalul dacă nu mai avem nevoie, să vedem, să încep cel puțin. Uh, stai să fac sticurile. Uh, a, nu n-am prelucrat lemnul. Bun, facem sticuri, uite așa, 8 sticuri, cred că sunt suficiente. Și mai facem a, așa ceva. Uite așa ceva, o lopățică. Și mai întreb un pic și cred că am atâta, nu? Așa e ca așa e. Un bloc de diamant. Hai să facem și un bloc de diamant. Să avem toate... Bine, Putem doar să-l iau de pe jos, pur și simplu. O să-mi pun armurica pe mine. Și cam așa arată inventarul. De fapt, e că pun aici așa. Cred că astea sunt toate, pur și simplu, nu? Așa e ca așa e. Nu cred că mai am pus să fac altceva de diamond. Și vreau să vă mai arăt o chestie foarte interesantă acum. Deci eu să zicem că încep să sap aici unde e dirt, da? Și mă duc în jos și sap și eu frumos ca tot omul. Și vor fi diamante la infinit, uai. Ce ziceți voi de asta? Pentru că noi săpăm, ne uităm la... Ne uităm în jos la dirt -ul. Practic aici era dirt sau cobble. Ne uităm în jos, pac, diamante. Uite, aici o scăpat un bloc. Dar nu pentru mult timp. <laughs> Uite așa, minăm diamante la infinit. Pe chestie destul de interesantă, aș zice eu. Până acum, deci, nu știu cât timp ne-a luat. Asta e de cât timp filmăm? De șapte minute deja am reușit să craftăm absolut tot. Vreau să mă pun un pic pe, pe spectator, nu pe creative. Spectator, oare pe spectator cum funcționează? Putem face diamante sau sal? Da, bă, și pe spectator ești nebun. Bă, eram curios aici de ce vă Uite că și jos, bă. Deci fiți atenți. Dacă eu fac aici diamante peste tot... Mamă, se duce până jos de tot! Ok. Deci nu doar la suprafață. Se duce până jos la bedrock. Mamă. Uitați-vă. Ia stai stai stai, 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 Game mode creative. Nu deci știu că nu se vede nimic. Trebuie să-mi dau o poțiune de night vision. Știu că era și o comandă, dar nu știu comanda. Deci lăsați-mă nu pace. Bun, ne punem înapoi pe spectator ca să vadă toată lumea ce se află sub. Ce uite, doar un pic mișcăm și uitați-vă cum se fac toate blocurile de diamond. Uite, și gold, gold Al fac diamond. Probabil și diamondul l-am făcut diamond. Mamă, 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 cum ar fi bun să găsești în lumea de Minecraft blocuri așa de diamant gata făcute? Gen, nu diamant or, adică nu... În fine, nu pot de aici. ce zic, să găsiți direct blocuri. Uite aici tot Tot ăsta Pe drog A, aici e lavă, bă uite un emerald sub lavă, ok Interesant Bun, și acum vreau să mă duc la suprafață Să vă arăt de la suprafață că așa e mai palpitant Bază că putem face blocurile de la o distanță foarte mare Mă pun pe creative Creative, câte achievement am făcut acolo Săbiuța mea, bineînțeles Și uitați-vă de la ce distanță facem blocurile nu mai ne primim, asa stânga-dreapta, cu mouse-ul. O mă putem să desenăm, bă, ne ducem, uite, așa. Chiar să încerc să desenez ceva. Ok, al-ar trebui să fie un O, dar nu cred că mi-a prea ieșit. Ăsta e V. Ăsta e I. Nu prea iese bă. bă dacă stai să te chinui un pic. Cred că o să pot înțelege că aici am scris o video bine din perspectiva asta, așa că decât. cât cum arată de la apropiere. Hai că mai arată. Într-un fel poate fi foarte nasol să ai numai diamante. Faceți porcilor, vreți deși diamante? Nu pot să-i fac și pe ei diamante, bă? Nu, dar pot să-i prind în diamante. Floare o fac... A, o stric, ok. Copaci... Da, bă, facem copaci de diamant. Cu tot frunze, așa, hai de du -te. Oleu, la asta nu m-am gândit până acum. Hai de celule Bun, am făcut un copac de diamant, aparent. Dar stați că nu se termine episodul aici. Vreau să mergem un pic și în nether. Să vedem... A, dacă pot să merg în nether, stai așa. Că fac toate... Fac astea de diamant. Da, nu pot să merg în nether, bă. Nu pot să merg în nether, că fac toate astea de diamant, bă. o leu poate totuși dacă am așa un pic grijă. Dar nu cred că pot, bă, fraților. Ok, totuși să încerc. Ok, trebuie să fiu pe creative, asta e 100%. Hai că încet așa și sigur, poate, poate totuși reușim. Bun, bun, bun. Au, lumi se duce efectul. Trebuie să facem zi, time, set, day, pentru că s-a făcut noapte aparent afară. 1, 1, 2, nu știu te trebuie, sincer. Cred că așa e bine. Acum trebuie să mergem iarăși jos. Aolo, prea multe diamante. Bun, 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 cu grijă, așa, trebuie să mă și concentrez aici. Și vorbesc să și fac asta. A, s-a făcut unul, bă. s făcut încă unul, bă, fără să mă la ele, asta nu e corect. Nu e corect. 2000 years later. Dăm foc. Și acum orice mișcare facem o să se facă diamond. Da, din păcate nu putem. Deci este conceput astfel încât să nu poți ajunge în nether. Asta e viața. O să mă pun... Nu, de fapt nu mai pun nimic. Cam asta cred că e episodul. Am vrut să testez și nether, dar nu a fost să fie. Nu, de fapt vreau să mai testez ceva așa rapid. Să văd dacă crafting table-ul chiar se făcea diamant sau nu. Aparent crafting table-ul este imun, bă. Deci doar blocurile. Ok. Deci dacă punem, de exemplu, nu știu, niște lână, cred că o facem diamant. Sau? Ia uite, bă, că nici asta nu... A, bă, da, bă, da, da, Bun. Deci doar obiectele nu se fac diamante. Dar toate blocurile se fac diamante. Băi, sper că v-a plăcut episodul meu plin de diamante, cum vă place vă ca de obicei. Parcă tot nu m-aș lăsa, mă, bă, mă, mă, Ok. Nu, a, am înțeleg că de fiecare dată când sar, trebuie să fiu pe creative, acum mi-am dat seama. asta așa că poate dacă sunt pe creative, poate reușesc să fac. Bă, da, de ce? Bă, sunt pe creative, bu! Ok. E, ceva nu se leagă. Eu sunt pe creativ. în momentul de față, sunt în aer. Deci înseamnă că toate blocurile de sub mine, chiar dacă nu mă uit la ele... Nu, bă, uite. Nu înțeleg, uite. La distanța asta aici dărtul nu se face. A, se face, mă. Ta, Nu știu cum e conceput, jur, deci... ci de la distanță se fac blocurile, bă, dar... N-am vrut să renunț, pur și simplu. Mamă, cât de enervant, n aveți idee, nu mai încerc că dau cu pumnul monitor. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut episodul, mie mi s-a părut interesant. Uitați ce am făcut aici. O să vă las data pe cu descriere, să-mi spuneți voi dacă ați reușit cumva să, ajungeți în Nether. Da, nu cred sincer, facem un portal din, din diamant și asta e. Doamne ajută. Uite așa, doar călcăm pe, pe ăsta și îl facem diamant. Dacă știam asta de la început. A, nu mai contează. Bun. Cam asta a fost episodul. Ne vedem. Al... Nu stiu când ne vedem de fapt. Sper să ne vedem tot astăzi, doamne, ajută! Salutare!